Salutare dragilor, aceasta este partea a 2 din acest anime și totodată ultima, pentru că da, anime e destul de scurtuleț. Așa că haideți să trecem la treabă, aveți link în descriere în cazul care n-ai văzut prima parte și te sfătuiesc ca să o vizionezi, ca să înțelegi mai bine tot ce se întâmplă. Haideți să trecem. Noapte bună, oameni buni, acum veți peri. Ce mod interesat de a începe a doua parte. Între timp, Ragna încă încearcă să-l găsească pe Leo până când observă ceva ciudat pe o stradă în apropiere. Îl verifică, se pare că există un alt dragon umanoid cu lame de tentacule care vine din spate. Ragna ghicește apoi că autorul s-a uitat la Spider-Man sau așa ceva. Fără să glumească, Ragna își dă seama că acesta este lucru care l-a trimis pe Leo în viața de apoi. Începe să vadă imaginile finale ale lui Leo din nou și își apucă sabia. El promite că orice ar fi, nu o va lăsa să moară. Ghicine este acolo. Skies, ai ghicit. Își udă încă o dată pantalonii între mână de ce dragonul superior atac orașul. Tipul îngheață pe loc acceptându-și moartea. Când dintr-o dată Ragna sare în aer și încearcă să-l taie pe tipul dragon din spate. El crede că dacă îl va scoate pe tipul ăsta, Leo va reuși să supraviețuiască. Singura problemă este că îi se rupe sabia când lovește capul dragonului. Dragonul zâmbește și spune că sângele este flăcări. Acest lucru numai că face ca focul din oraș să devină mai intens, dar creează și o altă minge de foc care o proiectează pe Ragna înapoi în râu. Leo, care urmări totul, spune că lui Skies trebuie să sară în jos să o salveze pe Ragna, altfel va fi bătut. Urmează cererea și pleacă, apoi sare jos din turnul ei și își dezvăluie personalitatea reală. Ea este o yandere. Ea îi zbucnește de furie pentru că acest de dragon a rănit-o pe Ragna. Ea promit să-l omoare, se pregătește să se angajeze. Între timp, Ragna este în fundul gropii, literal și realist. Nu a avut niciodată cursuri de noci și se neacă în timp ce se scufundă. În această stare, mintea lui începe să-și amintească și mai multe evenimente din visul său. După ce l-a pierdut pe Leo, a început o căutare de răzbunare pentru a vâna fiecare dragon până la dispariție. El vede cum mintea ei se contorsionează, cu cât luptă mai mult, cu atât devine mai puternic. În visul său și-a antrenat potențialul lui maxim, dar asta nu a fost de ajuns. Avea nevoie de însoțitori în timpul luptei care s-au transformat în niște nubi la întâmplare pentru că mergeau mereu în viața de apoi. În cele din urmă a fost mereu singur și a devenit mai puternic și a atins toate limitele de parcă ar urca o scară. Asta nu a fost de ajuns. Avea nevoie de și mai multă putere. Noile lui limite nu erau ca o scară. Era atât de greu să depășească încât trebuia să escaladeze o stâncă. Aude apoi vocea bătrânului menționând că dacă se uită înapoi, dorința lui reală a fost să-și găsească ultima zi, dar a reușit întotdeauna să supraviețuiască orice ar fi. Ragna se vede apoi în fața bătrânului și se pune în genunchi în timp ce dărâmă totul. Bătrânul a dezvăluit atunci cine este. El este Ragna din viitor. Ragna nu poate să creadă că își vede viitorul. Bătrânul îi spune eu său mai tânăr cât de dezgustat este. Ragna l-a idolatrizat pe Leo ca pe un erou și a scăpat de ea. Dar dacă îi pasă cu adevărat de Leo, ar fi trebuit să devină cel mai puternic pentru a o proteja. Bătrânul țipă la sinele lui mai tânăr explicând că este cel mai puternic om din lume, suficient de puternic pentru a-l învinge pe zeul dragon. Acum are puterea de a proteja pe toți cei dragi lui, dar sunt deja morți. Se pune în genunchi regretând toată viața pentru că a luptat atât de mult să devină puternic, dar până la urmă nici nu a contat. Bătrânul începe să intre în panică, întrebându-se ce rost are să fie puternic acum când nu are nimic. Sună ca un maniac, până când eul său mai tânăr se ridică și aleargă înainte. Ragna l-apucă pe bătrân și cere puterea, pentru că bătrânul a pierdut pe Leo, dar actualul său sine nu. Vedem că Leo încă se luptă cu umanoidul dragon și Size își face acțiunea bună a zilei salvând cadavrul lui Ragna, dar în mintea lui Ragna se luptă cu eul său mai vechi, încercând să-l convingă să-i dea puterea lui, pentru că dacă nu obține această putere, Ragna îl va pierde din nou pe Leo. El dărâmă, iar bătrânul îl împinge. Versiunea veche își scoate apoi sabia și îl înjunghe cu ea în inima versiunii sale mai tinere. Bătrânul îi spune apoi că asta plănuia să facă. Trupul tinerei Ragna începe să înghețe, iar bătrânul continuă să vorbească. Bătrânul întreabă dacă eul mai tânăr știe cât de regretat a fost toată viața. Întotdeauna și-a dorit ca sinele lui mai tânăr să fie la fel de puternic ca cel vechi actual. Deodată Ragna începe să-și trezească puterea și simte o durere uriașă în inimă și în trup. Corpul începe să zvâcnească de durere. În timp ce bătrânul afirmă că de acum înainte vor deveni una, el va avea puterea și amintirile viitorului în timp ce este sinele lui mai tânăr. Apoi spune că îi va da tânărului Ragna toată puterea lui, dar există un preț uriaș de plătit. Dar eul său mai tânăr nu-i pasă pentru că trebuia să-l protejeze pe Leo. Vorbind despre ea, este complet epuizată de lupta ei, dar tipul dragon pare relaxat. Ea întreabă dacă este un zeu dragon, dar tipul devine agresiv. El o insultă spunându-i să nu-l compare niciodată pe el, un servitor literal, cu cineva din linia de sânge a dragonului regal. El o atacă cu o minge de foc, dar ea o eschivează. El a introdus asta însuși ca Grimwald, a zicea sămânța sângelui aripii. Trebuie să fie un nume pentru generalii dragon sau așa ceva. Apoi dezvăluie că este cel mai slab dragon superior, dar este încă suficient de puternic pentru a strivi oamenii. Leo nu i-ar păsa mai puțin să se pregătește să lupte din nou, dar el dezvăluie că vrea să împărtășească ceva cu ea. El explică practic motivul pentru care acest oraș și regal vor fi distruse este pentru că vor folosi oamenii ca ofrande pentru zeii lor. Menționează apoi că zeului său îi plăcea o patiserie din Donipiru și era unul dintre cei mai buni clienți ai lor.
Cu toate acestea, acel magazin a fost jefuit recent și a încetat să mai facă asta. El dezvăluie de asemenea motivul pentru care Donipiru nu a fost atacat de dragoni în ultimii 10 ani, pentru că aceștia l-au protejat. Și în momentul ce acel magazin a încetat, zeul dragon a intrat în depresie și a decis să distrugă regatul. Sentimentele lor sunt de asemenea valabile. Leo este în mod clar la fel de confuz ca și noi cu toate acestea. Dar da, pe scurt, zeul dragon a decis să distrugă lumea pentru că patiseria lui preferată a dat faliment. Tipul spune apoi că zeul său decide soarta tuturor și îl întreabă dacă l-a văzut luptând serios. Cu toate acestea, nu a luat-o niciodată pe adevărată, pentru că vânătorii dragon nu reprezintă o singură amenințare pentru el. Apoi spune să și-a rămas bun și își trimite lamele împotriva corpului ei, exact așa cum s-a întâmplat în vis. Cu toate acestea, în acea secundă, tipul dragon simte că unele lame similare sunt pe care să-l înjunghe din spate. Se întoarce, dar e întuneric. El crede că a avut o iluzie, dar aerul se schimbă și apare o ceață. Tipul dragon simte că urmează ceva, dar nu este sigur de ce. Apoi aude brusc niște bucăți de armură scăpate pe podea și când se uită în jur, vede dragoni înghețați. Nici Sykes nu înțelege ce se întâmplă. Rana se ridică apoi și începe să plece. Niște dragoni îl înconjoară, dar este puțin pierdut în vechile sale amintiri de sine. Își amintește că și-a urmărit orbește-o scopul de a extermina tipul dragonului. Dragonul încearcă să-l atace, dar el îi învinge doar atingându-i cu mâna. Apoi își amintește că aproape a murit de numărate ori, dar a reușit totuși să supraviețuiască. El se ocupă rapid de micii dragoni doar atingându-i. Cu toate acestea începe să-și amintească vremurile în care a pierdut și a câștigat luptele. Inițial avea să piardă fiecare dată până când treptat începea să câștige fiecare bătălie. Având în vedere aceste rezultate, Rana începe să dezlănțuie puterea reală a vechii sale versiuni. Vechelui versiune îi spune apoi că a luptat împotriva dragonilor timp de 10 ani și dă seama că lama lui începe să se contopească în mâna lui. El spune că nu a interferat niciodată cu vânătoarea lui de dragoni. Cu toate acestea a simțit o durere uriașă. Nu este suficient să-l împiedice să lupte. Din ce ar mai târziu, sabia a reușit să fuzioneze complet cu corpul său, făcându-l și mai puternic. 3 ani mai târziu, el a creat o tehnică de creștere a argintului corpului său, care este materialul din care sunt făcute săbile și singurul material care poate ucide un dragon. După încă 4 ani a învățat cum să controleze argintul după voia sa. Vechiul său sine a avut apoi încă 10 ani pentru a depăși limitele abilității sale umane, ceea ce i-a permis să-și stăpânească tehnica supremă de luptă, artele bătăliei Silverine. El a făcut-o doar cu un scop, să dea această putere sinelui său din trecut. Tânărul Ragnar dezlănțuie această tehnică supremă și învinge dragonii din jur doar cu aura sa. Într-o fracțiune de secundă se deportează rapid în fața tipului dragon și dragonul începe să înghețe doar fiind lângă el. Dragonul recunoaște că a fi lângă Ragnar se simte ca în fața monarhilor dragoni. Pe scurt, monarhii dragoni au fost aleși de zeul lor pentru a conduce diferitele linii de sânge dragon. Cel mai terifiant la ei este că au și o putere supremă. Tipul intră în modul său de negare pentru că Ragnar trebuie să aibă această putere. Se eliberează de gheață și începe să se transforme în adevărata lui formă de dragon. Le menționează că nu i-ar fi frică niciodată de un om, așa cum este atunci când îi întâlnește pe monarhii dragoni. Ca de obicei, acest tip se laudă cu adevărata sa formă și putere, dar Rana pur și simplu ridică mâna și îi spune să fie înghețat. Într-o fracțiune de secundă, dragonul se transformă într-un cub uriaș de gheață. Atât Leo cât și Skies nu pot să creadă cum a făcut un slab precum Rana, dar Rana spune pur și simplu să spargă și fiecare dragon înghețat se sparge în bucăți. Rana își recuperează apoi aura și revine la sinele său normal. Încearcă să-și tragă sufletul, dar Leo îl cheamă, se uită înapoi și o vede. Versiunea mai în vârstă și cea mai tânără a lui își combină gândurile în timp ce aleargă spre ea. Versiunea veche menționează din nou regretul său pentru că nu are puterea sa actuală în sinele lui mai tânăr și cum a vrut să-l revadă pe Leo. Încep să plângă și Rana îl îmbrățișează pe Leo. Plânge în timp ce o strigă pe nume, făcând-o confuză, dar ea zâmbește și îl mânghe pe cap, spunându-i că a reușit să supraviețească așa cum a promis. Ea menționează pricina lui și cât de mult a muncit pentru a o atinge. Rana neagă, explicând că nu a lucrat pentru această putere, dar persoana care a făcut-o nu mai este aici. Cu toate acestea, el știe povestea lui veche și cât de mult era dor de Leo. Leo se răspunde pur și simplu că înțelege și mulțumește că a salvat-o. Între timp, vechiul sine al Ranei întâlnește pe cineva. Ea întreabă dacă a murit în picioare și menționează că era un preț de plătit. Ea îi spune că tânăra Rana nu va reuși să trăiască mult. Totuși observă aspectul emoționant al bătrânului pe chipul lui, ceva ce nu mai văzuse până atunci. Cu toate acestea, menționează că acum trebuie să creadă în trecut, totul pentru că speră că versiunile lor mai tinere vor crea o lume în care dragonii nu există. Cu toate acestea, în acea zi, alte 6 orașe au fost atacate de un grup dragon superior. A exterminat pe toți cei care se vedeau și 6 orașe au căzut, cu excepția unuia unde s-a născut Rana, secerătorul de dragoni. A doua zi, Leo îi spune lui Rana situația orașului. Cu toate acestea, Rana încă vorbește despre ea că va rămâne în viață, apoi revine la normal, iar Sykes intră în cameră. Le întreabă despre planul lui Rana. El spune că ar trebui să părăsească orașul pentru că dragonii plănuiesc să-l distrugă. Cu toate acestea, dragonii își respectă legile. Ei nu pot ataca un regat sau un oraș pe care zeul lor nu le-a ordonat. Așa că Rana spune că trebuie să plece din țară pentru că nu vor fi urmăriți. Skies îl întrerupe apoi întrebându-l dacă este adevărat Rana. El spune că Rana pe care o cunoaște nu are talent, abilități sau creier, dar noua lui versiune este cam inversă. El întreabă ce este Rana, dar abia trunsul pur și simplu adoarme.
Sykes este confuz cu privire la acest moment, dar Leo explică că Rana s-a antrenat întotdeauna în secret. Cu toate acestea, antrenamentul acela a ajuns să-l scurgă și să-l facă instabil. Rana începe să cheme numele lui Leo în somn și se dărâmă. În ciuda faptului că ea este acolo pentru el, Leo se întreabă dacă Rana va avea în continuare nevoie de ea cu noua lui putere. Deodată pământul începe să se zguduie. Ei se afară și văd puterea înaintând pentru a ataca. Leo se grăbește să ajute, lăsându-o pe Rana singură în somn și dacă o să apară în următor sezon, cu siguranță o să continuăm. Nu uita să vezi și alte videoclipuri postate pe canal, nu uita să apeși butonul de like și îți mulțumesc pentru vizionare!